Mihai Tăristariu a luat o decizie șocantă. Artistul vrea să strângă bani pentru a-și criogeniza trupul. Antonia Ispas este alături de cântăreț în aceste momente și ne va spune imediat ce l-a convins să facă acest lucru. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Nu o să vă spun foarte multe, o să vă spun doar faptul că în timp ce mulți dintre noi abia avem planuri pentru viitorul apropiat, alții se gândesc și la viitorul îndepărtat, un viitor pe care probabil nu-l vom vedea. Și l-am alături de mine pe cunoscutul artist la nivel național, dar și internațional, Mihai Tăristariu. El este unul dintre acei visători. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, bună ziua! Bine te-am găsit. Am înțeles că visul tău este să strângi suficienți bani cât să te alături vizionarilor, cei care vor să criogeneze. Da, asta cu strânsul banilor poate că nu neapărat ar trebui adăugată, pentru că nu costă o avere, e 70.000 de euro să te criogenezi. Eu am declarat că vreau să mă criogenez și nu e o glumă, de ani de zile bata Pampio printre prieteni și le-a zis, băi, eu nu glumesc, vă rog să mă criogenați, că nu o mai putea, da? Nu mă duceți la azil, nu mă înmormântați, dacă e cazul, vreau să mă criogenez, pentru că am văzut că sunt oameni criogenați deja în străinătate. Un basketbalist din America a dat tonul acum vreo 40 de ani, avea un cancer terminal și au venit unii cu soluția, i-au zis, uite, te criogenez și poate peste 100, 200, 500 de ani te trezești la viață, poate atunci se va vindeca cancerul, poate atunci se va trăi mai mult și poate poți să trăiești viața din punctul ăla, chiar dacă tu vei fi un primitiv așa printre ei. Și mi-a plăcut, m-a fascinat ideea asta, am cercetat mai mult, eu am făcut matematică, fizică și îmi place domeniul ăsta și am făcut așa niște săpături, m-am uitat pe net și am văzut că există această variantă. Sunt centre de criogenare prin Anglia, prin America, i-am anunțat pe toți toate cunoștințele, rude, bă, aveți grijă dacă mi se întâmplă ceva, m-ați dus la criogenare, trebuie să ajung în 6 ore acolo ca să nu se degradeze celulele corpului și le-am zis elicopterul, eu mi-aranjez tot, îmi plătesc tot acolo și uite, asta ar fi o soluție, pentru că odată că nu suport moartea, mă enervează ideea să fii mormântat, să se termine totul și a doua, apoi mă fascinează viitorul. Viitorul mă fascinează în sensul că tehnologiile au atâta avans de câțiva ani încât îmi imaginez cât de fain ar putea fi peste 1000 de ani și aș vrea să mă trezesc peste 1000 de ani, chiar și așa primitiv, pentru că ei vor fi evoluați. Cine știe, cred că o să vorbească prin telepatie cu toții, cred că o să, nu știu, o să zboare probabil oameni pe vremea aia și eu voi fi un înapoiat care mă uit la ei așa ca la Doamne, Doamne și o să zic ce caut eu în lumea asta, dar vreau să o trăiesc, vreau să trăiesc acest viitor. Din punctul tău de vedere, cum o să arate lumea dacă să zicem că vei fi readus la viață peste 1000 de ani? Eu sunt un iubitor de science fiction și toate filmele astea mă fascinează, care descriu viitorul și evident că mă văd exact cum sunt filmele cu viitor. Poate chiar și roboți, poate o lume condusă de roboți, pentru că văd că tehnologia IT-ul ia amploare maximă și s-ar putea să fim conduși de ei la un moment dat să se întoarcă împotriva noastră, să fim supușilor, cum noi supunem animalele. Acum s-ar putea noi să fim la rândul nostru supuși, dar nu-mi dau seama dacă așa va fi, dar cred, de exemplu, tot cercetătorii zic că viața va putea deveni va putea fi prelungită în viitor, adică să trăim peste 120 de ani, bolile vor fi eradicate, toate bolile vor fi tratate și cred într-un viitor mai bun decât ce avem acum. Și de-aia zic, peste 500.000 de ani, dacă m-aș trezi, cu siguranță va fi mai bine. Imaginați-vă că acum 20 de ani a pornit internetul, nici măcar. Sau da, Facebook-ul, YouTube-ul, Instagram-ul nu existau. Eu am făcut facultate de informatică, da, în anii 2000. Și vreau să spun că de-abia făceam, nu exista Google, exista Alta Vista, erau alte programe, nu erau multe lucruri care sunt acum. Și acum avem atâta tehnologie, încât îmi imaginez peste alți 20 de ani ce va fi, peste alți 50 de ani, dar cum ar putea fi peste 100 de ani sau chiar 500-1000 de ani. Adică totul s-ar putea transforma fabulos. Mihai, îți mulțumim frumos, îți urăm să-ți îndeplinești visul, ați auzit și dumneavoastră. Mihai Tăristariu vrea să fie criogenat și cine știe, poate se va trezi peste 500 de ani într-o lume pe care acum o vedem doar în filme.